Salutare, dragi pescari, și bine ați dat click la un nou videoclip. Suntem aici la pescuit, însă n-am uitat de voi, pentru că v-am promis acum vreo săptămână sau două Q&A. Așa că hai să văd ce întrebări mi-ați lăsat la videoclip. Cum crezi că va evolua canalul tău în viitor? În bine sau în rău? Nu cred că va evolua deloc. Eu cred că va va involua. Mersi că te gândești și la noi elevi, oricum imediat trece vacanța. Iar o văd pe aia de chimie, întrebare. Îți place ananasul pe pizza? Nu, îmi place pizza pe ananas. La câți ani ți-a crescut mustața? Cred că pe la 14 ani deja aveam mustață de gabor. Ce ai face pe viitor cu canalul? La șterge. Când mă gândesc că te urmăresc de la top 10 jocuri din copilărie, mă iau lacrimile, jur. Aveam 10 ani atunci. Acum fac 16, curând, jur. Nu știu ce să te întreb, dar am vrut să las comentariul. Ăsta, respect. Să crești mare. Când faci majoratul, dai și tu o bere? Ce vacanță că termin pe 1 iulie? Întrebare, cum poți respira fără plămâni? Înveți să respiri pe ochi sau te transformi în pește. Dai și tu cu lopata în cap la oameni și gata, scris branhii. Eu care am terminat pe 19 mai, dar am terminat cu bine cei 12 ani de pușcărie. Așa m-am simțit și eu când am terminat. Dacă ai avea ocazia să te muți la oraș, singur sau cu mândra ta, ai alege la casă, într-un cartier rezidențial sau la apartament și cum ai vrea să arate noua ta locuință? Să am apă caldă, asta m-ar interesa. Ce părere ai despre datingul din 2022? Despre Tinder și alte rețele de acest fel. De ce fel de tipe spui că ar trebui să ne ferim? Sfatul meu, pentru cei care folosesc Tinder, că am folosit și eu Tinder o grămadă doar ca să am și eu câteva followeri în plus, câteva followerițe în plus pe Instagram, sfatul meu, de pe Tinder ferește-te de tipe cu manele, Florin Salam, piesă favorită, fugi, tipe got, că s-ar putea să fie prefăcute. Dacă îți lasă Instagramul, bine, dacă nu, nu te complica, că majoritatea se machează got sau se îmbracă negru și tricor cu formația, văd impresia că Metallica e un brand, un merch, la fel și Nirvana. Feriți-vă de alea cu veganism, cu LGBT, bisexualele, alea cu Fire Enjoyer, că sunt pur și simplu niște... Cum a spus și el, feriți-vă că o să vă plictisiți repede de ele și nu prea aveți ce vorbi. Mie nu-mi plac nici tipele alea obsedate de anime-uri. Pretenția mea pe Tinder când foloseam era să nu fie bărbat, atâta. Sau măcar să n-aibă cariciu mai mare ca al meu. Ce părere ai de România fără filtru? Nu ți se pare că e puțin cam misogin? Din contră, mi se pare că e un pic prea blând. Adică, cum are videoclipurile alea despre feministe extremiste, despre cenzură, despre treaba asta cu cancel culture, îi dau mare dreptate. Da, are un mod agresiv în a se exprima, dar sunt de părere că zice bine ce zice. Sunt unele care îl detestă, mi se fâlfâie. Eu îl mai pun pe story ca să mai primesc un follow de la diferite persoane de care pur și simplu nu înțeleg cum dracu au ajuns pe Instagramul meu. Dar oricum, el și cu Sebastian Lupu cei mai buni de pe TikTok. Cam singurii TikToker români care merită urmăriți. Părerea mea. Voi uitați-vă la Bombardier cum se înjură șoferii de Passat cu cei de Audi. Mie mi-a început vacanța bine. Am practică până pe 1 iulie și școala de șoferi până pe 20 iulie. Baftă să iei permisul. Mă duci la pește dacă iei permisul. Mai dă să tragă. Trage să moară. Ce părere ai despre Beach Please? Ce mă la Beach Please? E festivalul ăia de se înjurau aia pe scenă, făceau sex acolo. Un festival de belipul la cal. Eu scalul să înceapă festivalul. Ți-ai vândut sora la fabrica de cârnați? Asta e de la tine! Cam astea au fost întrebările, cam bate vântul aici. Dacă tot sunt pe baltă și poate n-ați văzut vlogul, hai să vă arăt și ce am prins până acum. Deci în aproximativ vreo 4 ore am prins astea, 3 bucăți deja cam sare pe ecran. Nu știu cum să-i țin să se vadă, cam așa. 3 crani frumos la porumb cu râmă și viermuș. Mi-am cam udat ecranul. Acum pute telefonul, o pizdă. Da, așteptăm până diseară să vedem ce trage. Poate cine știe, mai prindem câțiva să iasă vlogul mai lung. Eu aici vă salut de la Q&A, ceau les. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.